Bună ziua! Semn de carte de afaceri, emisiune, spunem noi, inspirație pentru antreprenori, manageri, consultanți, traineri care combat cu perseverență și succes în mediul de afaceri românesc. Invitații noștri de astăzi sunt Adina Terii. Bună ziua, Adina! Bună ziua! Și Andreea Maria Paul. Bună ziua, Andreea! Bine v-am regăsit! Și în debut să-mi dați voie să fac o scurtă prezentare a invitațiilor de astăzi. Și am să spun despre Andreea Paul că din 2018 până în prezent este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Relații Economice Internaționale la Academia de Studii Economice București, iar din 2017 până în prezent este președinte al think tank-ului INACO, Inițiativa pentru Competitivitate, și membru fondator. Despre INACO trebuie să spunem că a publicat de curând Ghidul Meseriilor, care a ajuns la cea de-a patra ediție, care este disponibilă online, și INACO a luat premiul educațional inovator al anului 2021, care a fost oferit în martie 2022 la manifestarea comercială BET la Londra, premiu oferit de către compania Avantis. Trebuie să spun că BET este cea mai mare manifestare în domeniul tehnologiei la nivel mondial. De-a lungul timpului, Andreea a acumulat și o experiență deosebită, ocupând poziții de consilier prezidențial, consilier guvernamental, consilier la cabinet europarlamentar și a fost și deputat în Parlamentul României. Despre Adina Terii, trebuie să spun mai întâi că are o experiență absolut deosebită în afaceri, dar și că este autor al cărților Design Thinking for Smaller Enterprise Development, publicată în anul 2020 la editura Routledge. Și pentru emisiunea noastră de astăzi am să scot în evidență și am să spun titlul în limba română, chiar dacă cartea a apărut în limba engleză. Titlul cărții este Coaching de carieră în epoca IA, dezvoltarea optimismului și a resurselor personale imperative în lumea digitală. Despre Adina am să mai spun că este consultant cu experiență în afaceri și management, strateg AI și dezvoltare organizațională, mentor și master coach cu multiple acreditări, coaching executiv de echipă, de business, de carieră și supervizare. Adina este și psiholog, psihologia afacerilor și a consumatorilor, lector extern, autor și speaker. Adina are o experiență semnificativă cu companii multinaționale, cum ar fi IBM, Alcatel, Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, dar și o experiență în dezvoltarea oamenilor de business, lucrând cu IMM-uri și cu startup-uri, ca mentor, coach, consultant și psiholog. Tema emisiunii noastre de astăzi, pornind de la cartea publicată de Adina Terii, se referă la meseriile viitorului și inteligența artificială. Și am să te rog pe tine, Adina, să debutezi discuția noastră, spunându-ne ce te-a motivat să publici această carte, dar mai ales despre conținutul ei și care sunt principalele idei pe care le-ai inclus în acest volum. Mulțumesc, Cezar, mulțumesc pentru prezentare. Da, cartea asta face parte dintr-un ciclu de 4 cărți pe care le-am scris despre business. Prima pe care am scris-o este adresată indivizilor, a doua, despre dezvoltare organizațională în întreprinderi mici, e adresată unei întreprinderi individuale. După aceea mai am o carte despre supply chain, lanțul de aprovizionare, și o carte despre leadership. Referindu-mă la cartea scrisă pentru indivizi și anume acest coaching de carieră, ne-am dat seama că în momentul de față noi trăim o epocă de tranziție extraordinar de interesantă și în același timp poate și puțin
înfricoșătoare pentru mulți oameni și pentru tineri și pentru cei mai în vârstă, pentru că tranzițiile sunt perioade foarte, foarte dificile, în care ceea ce este vechi nu prea mai merge, viitorul nu este cunoscut și noi ne trezim la mijloc. Și atunci m-am gândit să fac o mică enciclopedie și să scurtez posibilitatea oamenilor de a se informa în legătură cu tot ceea ce ține de muncă și de tehnologie și să le dau o posibilitate să citească și să se aducă la zi cu ce se întâmplă. Acum, aș vrea să contextualizez un pic subiectul specific care este legat de muncă și de meserii și de capabilități ale prezentului și ale viitorului mai ales, în contextul revoluțiilor industriale. De ce? Pentru că aceste evenimente care se întâmplă în mod regulat și care de fapt există, spre surprinderea mea, din epoci foarte, foarte vechi. Eu am crezut că e numai în epoca modernă, dar nu este adevărat. Există în antichitate și în perioade foarte de mult. Există aceste momente în care anumite tehnologii, anumite modalități de a face lucrurile se schimbă atât de mult încât creează un val seismic de schimbare, care se repercutează în toate zonele. Și atunci le numim revoluții industriale, de fapt există revoluții științifice și în agricultură pe același tip de criterii. Prima revoluție industrială, 1765, revoluția aburului, deci motorului cu abur. A doua revoluție, cam 100 de ani mai târziu, 1870, electricitatea. Deja acestea două nu trebuie să mai explic nimănui în ce mod extraordinar au schimbat modalitatea de lucru, industria, relațiile dintre oameni, posibilitatea de a crea bunuri, automatizarea și așa mai departe. Aproape 100 de ani mai târziu, 1969, revoluția IT, revoluția electronică. Și noi suntem acum în curs, în mișcare, în cursul acestei revoluții a treia, îndreptându-ne spre revoluția a patra, care este numită revoluția industrială digitală. Ei, și ne găsim practic cam 50 de ani după 69. Acum, ce s-a întâmplat cu această revoluție IT, a electronicii, este că ea s-a dezvoltat foarte mult, în special cu două aplicații foarte importante, și anume IT, deci tehnologia și computerele, și telecomunicațiile. Iar prin anii 90, aceste două mari ramuri de industrie electronice care a devenit digitală și-au dat mână în mână și au devenit industria care se numește ICT, Information Communication Technology. Acest ICT ne-a dat astăzi modul de viață și realitatea tehnologică în care trăim. Cea mai, după mine, impactul cel mai extraordinar este telefonul portabil, care este de fapt un computer portabil de buzunar și care face tot ce ne putem imagina, de la e-commerce, combinat cu internetul. Care sunt branșele tehnologiei digitale? Care sunt cele ce vor crea a patra, ce vor cauza în momentul în care își dau mâna împreună, vor cauza a patra revoluție digitală? Sunt robotica. Robotica există deja de prin anii 60. Avem roboți, avem cam 4 milioane de roboți în lume. Inteligența artificială, care pare să fie cea mai proeminentă parte a acestei tehnologii digitale și care schimbă foarte multe lucruri în fiecare zi. Nanotehnologia este absolut uluitoare, este modalitatea de a lucra la nivel atomic, în special în crearea noilor materiale, deci ingineria de materiale noi, care va rezolva foarte multe probleme. Calculul cuantic, biotehnologia, internetul lucrurilor, printarea 3D, tridimensională. Interesant că această printare tridimensională, de pildă, va permite mutarea în viitor a unor industrii care să se întâmple în spațiu, adică pe Lună sau pe Marte. Ce vreau să spun este că această a treia revoluție din 69 a stimulat foarte mult ramura de inovare energie atomică și de asemenea explorarea spațiului.
Și în sfârșit, ultima dintre aceste tehnologii sunt vehiculele autonome. Acum, din nou, la nivel de contextualizare, ce se întâmplă cu aceste revoluții de-a lungul timpului, dar și acum, este că ele creează un impact asupra tuturor sistemelor care există. Sistem politic, sistem de guvernare, sistem legislativ, sistem etic, strategiile micro și macro economice, tipul de leadership și de cultură, fie globală, fie de business, evident un impact în business și în economie, un impact în asupra oamenilor și asupra societății, piața muncii, meseriile, recrutarea și managementul talentului. Ele pot fi analizate separat și eu asta am făcut în carte, adică am dat un mic capitol sau subcapitol fiecarei categorii pentru că sunt extrem de importante. Dar ca să le aduc împreună, impactul în general este la nivelul, să spunem, oamenilor, pentru că noi vorbim de meserii și de viitorul nostru al tuturor. În ce sens? În sensul, de pildă, a diviziunei între competențele foarte înalte tehnice de tipul STEM, Science, Technology, Economics, Mathematics, Engineering și competențele mai simple. Și atunci se creează în piață o diviziune între cei care sunt ultra-educați, ultra-școliți, ultra-performanți și plătiți foarte bine și cei care nu sunt. Deja asta creează o problemă socială între oameni mai săraci și oameni mai bogați. Consecința de acolo este și aceea că cei care sunt mai bogați au și controlul politic, au o voce în societate, pot dicta niște situații și cursuri evenimentelor, ceilalți nu, ceea ce creează diviziuni sociale problematice. Adina, da. Mi se pare foarte interesantă paradigma, tabloul pe care tu l-ai făcut, este foarte amplu, ai pus pe masă multe concepte și idei care fiecare în parte ar putea să facă obiectul unor dezbateri distincte. Am să menționez doar faptul că ai vorbit despre inteligența artificială și despre noua paradigmă pentru resurse umane, pentru procesele de selecție și recrutare. Inteligența artificială deja este utilizată, înțeleg, pe scară din ce în ce mai largă în acest domeniu. Deja au apărut critici în sensul că, ca și cu Google, Google vrea să scoată în față cele mai relevante informații, procesele de selecție și recrutare vor să scoată în față cei mai buni candidați. Numai că unele companii pe Google au învățat algoritmul și chiar dacă n-au o informație foarte relevantă, știu să se poziționeze mai sus, înțeleg că sunt oameni care deja discută cum să facă ca CV-ul lor să fie mai sus, chiar dacă ei nu sunt cei mai competenți. Și în diverse meserii sunt oameni competenți, dar care, neștiind despre mecanismele astea, care nu e obiectul meseriei lor, de exemplu, artiști, pictori, medici, arhitecți și așa mai departe, și deși au o competență foarte înaltă, nu sunt bine poziționați, că nu știu trucurile astea. Dar am să închid paranteza, pentru că avem puțin timp. Da. Și am să observ că în tabloul pe care l-ai făcut cu privire la meserile viitorului, ai menționat revoluția, ai pornit de la revoluția industrială și acum suntem într-o nouă revoluție. Ai pomenit inteligența artificială, nanotehnologie, imprimarea 3D, care știu că este un subiect pe care îl atinge important și Andreea în ceea ce face, în smart lab-urile pe care le-a conceput și le-a implementat în România și în ghidul meseriilor pe care l-a publicat. Mărturisesc că inițial am văzut aceste imprimante 3D mai mult ca o curiozitate sau ca o performanță tehnologică. Nu am văzut foarte direct impactul major pe care îl are în reconfigurarea mai multor sisteme importante. Și am să mai zic doar că această a patra revoluție, inteligența artificială, generează dincolo de beneficii și spaimă. Spaima care este legată de schimbări majore, de rolul omului
alături de inteligența artificială și de roboți. Cu privire la această spaimă, eu am să spun doar că și la prima revoluție a aburului. E o poveste care tot circulă că Academia franceză, înalt for științific la acea dată, a preconizat că oamenii nu se poate să meargă cu trenul la peste 60 de km pe oră cu locomotiva cu abur, pentru că nu mai intră aer în vagoane și se sufocă. Deci și atunci erau temeri certificate de încă cele mai înalte foruri științifice și probabil că era o controversă în epoca respectivă, mașinăriile alea guraznice cu abur printre cai care se sperie și oameni care nu mai înțeleg ce trebuie să facă și cum o să facă în viitor. Dar am să întreb, pe tine, Andreea, care este tabloul meserilor viitorului, așa cum tu l-ai gândit, și principalele puncte pe care le-ai atins, similaritățile cu ceea ce ne-a prezentat Adina și notele aparte pe care le-ai vis-a-vis de aceste multe subiecte. Te rog, Andreea, scuze de paranteza prea lungă. Nici o problemă. Mulțumesc Cezar și Adinei pentru introducerea deja așa de bine făcută. Haideți să pornim de la realitatea că inteligența artificială, robotica, imprimarea 3D, internetul tuturor lucrurilor, toate schimbă atât de puternic modul în care muncim, consumăm, petrecem timpul liber și chiar modul în care învățăm, încât nu ne mai putem lăsa pe spate să privim neutri la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, la această lume exponențială care se mișcă cu o viteză fără precedent în istoria ei. Evident că sunt două tabere cel puțin mari și late, cele care cred că noile tehnologii cu inteligența artificială în frunte sunt programate să facă ceva devastator, iar armele inteligente sunt din ce în ce mai greu de controlat de către oameni. Și aici adevărul este că există o serie destul de lungă de exemple care ne arată că au fost folosiți boții în mediul social de comunicare și că există impact negativ. Există din ce în ce mai multe cazuri de șantaj digital, de tehnologii care permit hackerilor să rămână anonim și nu numai. Există a doua tabără mare și lată care spune că noile tehnologii și inteligența artificială sunt programate să facă ceva benefic, dar metodele lor, sigur, pot deveni și destructive și din acest punct de vedere se impun reglementări etice. Nu întâmplător veți vedea că Uniunea Europeană însăși se profilează pe agenda globală ca vârful de lance în ceea ce înseamnă abordarea etică a inteligenței artificiale, pune securitatea cibernetică cu prioritate de grad zero pe masa decidenților și a mediului de afaceri, încurajează talentele, vine cu investiții masive în dezvoltarea de competențe noi și de învățare pe tot parcursul vieții ca obiective strategice cheie, ca reguli de aur ale strategiei europene pentru inteligența artificială, un document foarte proaspăt, nu are mai mult de 4 ani. De atunci și până astăzi, investițiile europene, inclusiv în acest ciclu financiar 2021-2027, s-au întețit. Programele educaționale încearcă să țină pasul cu ele. Și acum să intrăm în tărâmul pragmatic. Haideți să ne amintim apariția focului, chiar înainte de cele 4 revoluții industriale despre care a vorbit Adina. Focul însuși a generat accidente. Asta nu înseamnă că descoperirea focului nu a însemnat un salt uriaș calitativ al vieții umane. Haideți să ne gândim apoi la transportul feroviar sau aerian. La început a fost extrem de costisitor. Doar cei privilegiați au avut șansa accesului la ele din pricina costurilor uriașe. La început reprezentanții puterii militare, apoi al oamenilor celor mai bogați și încet, încet a devenit consum de masă. La fel s-a întâmplat în transportul auto. Au apărut și accidentele rutiere, codul rutier, polițistul rutier și iată noi reguli. Așa cred că se va întâmpla în noua eră digitală în care vom avea, foarte probabil, în curând, coduri digitale și poate o formă de polițiști digitali. La modul foarte concret, calculatorul este astăzi mai tare decât noi oamenii în aritmetică.
GPS este mai bun decât noi la optimizarea traficului. Pilotul dotat cu inteligență artificială atunci când vine vorba despre aeronave sau despre vapoare, deja fac mai mult de 90% din munca omului. Să vă dau un alt exemplu în plină ascensiune, pilotul automat al mașinilor, care fără doar și poate va fi mai tare decât noi oamenii, pentru că vor fi puși doar să conducă mașina, nu vor avea mintea în multe alte direcții, nu au conștiință, nu au inteligență umană. Deci intrăm oarecum într-o lume în care casele devin inteligente, orașele devin inteligente, iar bugetele alocate orașelor inteligente în lumea largă depășesc de 1000 de ori PIB-ul României, sumele sunt de ordinul trilioanelor de dolari. Intrăm într-o eră în care noi trebuie să fim pregătiți oamenii că gândirea umană se va baza într-o proporție destul de mică, doar de poate 0,01% pe creierul biologic, iar restul se va așeza pe putere artificială capabilă să stocheze, să interpreteze, să analizeze baze de date uriașe, acele calculatoare quantum despre care va vorbi Adina, au capacitatea de a seta tendințe, de a selecta informațiile cele mai importante și de a livra decidentului public sau privat. De ce nu elevului, de la vârste extrem de mici până la cei, să zic așa, peste 90+, pentru că toți devenim elevi în această a cincea revoluție industrială spre care ne îndreptăm cu pași alerți. Și, da, transmitem mesajul celor interesați de meseriile viitorului să fie foarte atenți să-și aleagă acele meserii care nu sunt pe cale de automatizare, care nu sunt repetitive, cele care presupun contactul cu alți oameni, ceea ce înseamnă procese încă greu automatizabile, procesele care presupun creativitate, inteligență umană în continuare, inovație, pe scurt, abilități SMAC, sociali, mobili, analitici și cloud, care înseamnă mult mai mult decât abilitățile STEM tradiționale, știință, tehnologie, inginerie, arte, matematică, despre care se vorbea în a treia revoluție industrială. Și noi suntem chemați, adulții de astăzi și cei tineri de pe băncile școlii, să educăm puterea minții, care devine mult mai importantă decât puterea fizică, ea însăși necesară în a treia revoluție digitală. Și ca să mai estompez din temerile celor care cred că omenirea se îndreaptă într-o direcție proastă, vă aduc un alt exemplu pragmatic, concret. Deep Blue este un soft de AI care a bătut campionul mondial la șah. Și atunci toată lumea a crezut că era oamenilor în șah s-a terminat. În realitate, Deep Blue a fost bătut de către cineva. Știi, Cezar, de către cine? Nu, dar sunt foarte curios că noi avem acest subiect și știi că am făcut comparația între strategie, tactică, șah, business. Te rog. Cea mai bună echipă se pare că este formată dintre un om și un soft de AI. Pentru că un om împreună cu AI l-a bătut pe Deep Blue. Deci în continuare este nevoie de managerii, de echipe mixte, oameni roboți, oameni inteligență artificială și iată una dintre meseriile cele mai ingenioase care apare pe harta viitorului și unde e nevoie de alfabetizare digitală și tehnologică de la vârste timpurii. Nu trebuie să fim speriați de zona înspre care ne ghidează acest viitor al noilor tehnologii, dar suntem chemați noi oamenii să modelăm acest viitor cu reperele sale etice, să punem borne reper de securitate cibernetică, ne cheamă să fim extrem de atenți la noul nomenclator de competențe și la noile meserii care apar așa de cerute pe piața muncii de astăzi. Și am să vă dau un ultim exemplu al Japoniei, care acum 2 ani a venit cu o abordare extrem de curajoasă ca într-un singur an universitar să crească numărul de locuri pentru studenți specializați în inteligență artificială de 1000 de ori. Asta înseamnă să fii capabil să te adaptezi la schimbările uriașe pe care ni le propune lumea din jur. Iar aplicațiile de AI despre care vă vorbesc în a patra ediție a Ghidului Meserilor Viitorului Liber Accesibil Online, cu bine ai spus și tu, Cezar, și ne-am apucat deja să lucrăm la ediția a cincea, vă rezervă extrem de multe exemple
utile, de la asistenții virtuali, Siri, Bixby, Google și așa mai departe, până la nanoboți, până la AI-ul aplicat în agricultură și cât de necesar este și în producția vegetală și în zootehnie, până la inteligența artificială în medicină, chiar și în sport, nu-i așa, tot ceea ce înseamnă antrenamente, culegere de date, senzori, de la Formula 1 până la basket și tenis sau orice alt sport vă imaginați, aceste date sunt stocate, colectate mai întâi, stocate, interpretate și folosite pentru creșterea performanțelor sportivilor. Și le aveți inclusiv pe telefonul mobil, multe dintre ele chiar liber accesibile online și vă puteți îmbunătăți, de pildă, mișcările și unghiurile de bătaie la basketul din curte. Lucrurile sunt și amuzante, dar și extrem de necesare în sportul de performanță. Da, Andreea, foarte frumos tabloul prezentat de tine. Probabil că dacă ești de acord, într-o viitoare emisiune discutăm mai pe larg despre Smart Lab și despre aptitudini, abilitățile pe care copiii le pot dobândi acolo tocmai pentru a se pregăti pentru ceea ce urmează. Lasă-mă să zic o singură propoziție despre Smart Lab. Te rog. În Smart Lab am integrat toate tehnologiile specifice Revoluției Digitale 4.0, despre care v-a vorbit Adina deja, într-un laborator educațional digital inteligent. Mă refer la creioane 3D, scanere 3D, roboți educaționali multifuncționali, ochelari de realitate virtuală, ecrane tactile încorporate în biroul inteligent al copilului, care prin tractare devine caiet digital, tablă interactivă, sistem audio-video streaming care dărâmă pereții claselor tradiționale și deschide perspectiva claselor virtuale, în care copiii învață de la mentor, profesor, din orice alt colț al țării sau al lumii, în care elevii dintr-o anumită regiune pot colabora în echipe mixte cu elevi din alte regiuni ale țării sau ale lumii. Și iată cum ajungem la acel moment în care, la fel cum într-o companie multinațională, echipele sunt internaționale și lucrează din diferite colțuri ale lumii, învățarea însăși permite Sandrei din București să colaboreze cu John din Statele Unite ale Americii sau cu Ryu din Japonia sau cu Frida din Norvegia sau cu Pierre din Franța sau cu cine doriți dumneavoastră din, sau chiar cu Adina din Marea Britanie. Nu-i așa? Pentru că platformele online permit acest lucru. Și învățarea devine mult mai atractivă, iar profesorul în această nouă clasă a viitorului devine un facilitator al învățării. Iar Smart Lab este acel spațiu de continuă experimentare, de învățare prin descoperire. Erorile nu sunt sancționate, din ele copiii învață extrem de mult și creează și inovează. Iar ceea ce reușesc să producă cu propriile imprimante 3D integrate sunt simbolul bucuriei vieții, al emoțiilor pe care le împărtășesc acești copii și ale pasiunilor lor. Iar în ultimul Smart Lab, în a patra iterație tehnică și educațională, am integrat pentru prima dată un curs de artă ca să îmbinăm manualitatea cu competențele digitale și un perete de agricultură hidroponică verde pe verticală, ca să arătăm cât de necesar este echilibrul permanent între oameni, natură și mediul digital, și este unul dintre mesajele cheie pe care le transmitem în a patra ediție a Ghidului Meserilor Viitorului și în școală prin aceste Smart Lab-uri. Și da, avem 15 Smart Lab-uri premiate, cum ai spus și tu deja, Cezar, la Londra. Suntem foarte mândri că am fost lăudați pe scene internaționale de la Dubai până în Londra, chiar și în București, săptămâna trecută, iar visul nostru este să asigurăm accesul gratuit al tuturor elevilor din Uniunea Europeană la educație digitală inteligentă printr-un Smart Lab în fiecare școală, la fel cum a apărut laboratorul de fizică după apariția electricității, despre care v-a vorbit Adina, în școlile Europei și nu numai. Nutresc speranța că acest proiect inovator educațional românesc va avea carieră globală. Andreea, te felicit pentru vigoarea, pentru ambiția cu care urmărești așa un obiectiv și pentru țintele pe care ți le propui. Ai făcut 8 sau 10 Smart Lab-uri în 15. România? 15. Îți propui prin PNRR să faci 1000,
1175 până în 2020. Deja ai ambiții europene de internaționalizare pe un domeniu de vârf, atât tehnologic cât și conceptual și educațional, adică un export din România într-un domeniu în care credeam că noi nu suntem o mare putere și nu o să putem să avem un cuvânt de spus. Ok, mă opresc aici ca să nu zic Cezar, că Adina, ne concentrăm pe... Nu e întâmplătoare apariția proiectului Smart Lab exact în acel stat european unde competențele digitale ne așează la coada clasamentelor europene. Nevoia este cel mai bun spațiu și prolific inovări. Da. În încheiere am să vă propun, dat fiind faptul că inteligența artificială generează totuși atâta emoție în societate prin consecințele pe care le abordează, să puneți câte o concluzie sau să aduceți câte un argument, un exemplu de cooperare om-inteligența artificială, de beneficii și mai ales de rolul omului. Cum putem să ne imaginăm, să vedem omul în viitor, rolul omului în viitor, alături de această dezvoltare. Eu am să spun că am reținut din prezentarea ta, Andreea, faptul că inteligența artificială pătrunde în din ce în ce mai multe domenii, controlează, de exemplu, aterizarea avioanelor. Știm că mulți dintre noi avem o temere, probabil firească, instinctuală, naturală, vis-a-vis de siguranța zborului. Această ingerință, ca să spun așa, poate să fie un beneficiu, dar s-ar putea să nu fie. Și că aceste multe domenii generează un control care ne scapă. Omul are nevoie, ca un element de înlăturare a anxietății, a opoziției la schimbare, să fie și el undeva acolo, să dețină și el controlul. Ce am să spun eu ca un argument pentru faptul că pericolul nu este atât de mare și că putem să lucrăm alături de inteligența artificială, este că argumentul pe care l-ai prezentat-o, Andreea, cu privire la om software împotriva mașină, robot, inteligență, într-un domeniu în care credeam că, așa cum spuneai, nu se mai întâmplă nimic, iată că ajunge la performanță. Dar am să mai spun un lucru. M-am uitat pe documentare cu privire la evoluțiile în aviație și am înțeles că totul este din ce în ce mai mult automatizat și controlat de computere, dar omul are posibilitatea să intervină când? În cele mai complexe situații. Pot să, da? Dacă... Și chiar da. se comenta și se spunea în felul următor. E foarte bine că inteligența artificială, că computerele pot inclusiv să aterizeze un avion, îl degrevează pe om de stres, de oboseală, de efort, dar în același timp s-ar putea să-i diminueze abilitățile de care are nevoie omul atunci când complexitatea evenimentelor impune intervenția umană în detrimentul controlului automatizat. Și aici este o problemă pe care probabil etica în utilizarea componentelor inteligenței artificiale va trebui să o stabilească, cum facem să nu rămânem fără acele abilități de care este nevoie la un anumit moment dat, dar am să subliniez încă o dată chestiunea asta, că pentru probleme foarte, foarte complexe, care au elemente de incertitudine, este în continuare preferabilă și se impune prezența omului alături de tot ceea ce se construiește. Și eu mă opresc aici cu acest gând că vom fi alături și că nu pierdem controlul. Și vă invit pe voi, dacă mai aveți un exemplu, așa cum spuneam, sau o concluzie, sau o idee legată de cum va arăta omul alături de inteligența artificială, pe final de emisiune. Vă rog, cine începe? Adina, ai inspirație? Da, chiar zâmbeam pentru că
Într-adevăr, avioanele sunt conduse de piloții robot, dar în turnurile de control în care controlorii traficului aerian stau în față cu un ecran uriaș în care văd toate avioanele care sunt conduse de roboți, este ființa umană care decide în ultimul moment ce se întâmplă. Același lucru se întâmplă, de pildă, și în situații de automatizare din supply chain, în felul în care se mișcă paletele și pachetele și așa mai departe, unde omul, de fapt, chiar dacă ai un singur om într-o hală uriașă unde se mișcă tone de marfă, omul poate să creeze niște coridoare în care să eficientizeze, practic, mișcarea acelor bunuri pe care inteligența artificială și roboții nu pot să-l facă. Ce vreau să spun este că inteligența artificială în starea ei de acum este, de fapt, relativ monoideatică. Deci, inteligența artificială în ziua de azi face niște procese care sunt niște procese fixe și repetabile și unde mașinile ne bat pe noi la cantitate, la volum de activitate. Dar noi, ca ființe umane, putem integra aceste parcele care sunt foarte diferite și putem transfera niște concluzii sau niște ipoteze dintr-un domeniu în altul. Și putem integra aceste tipuri de activitate pe care deocamdată inteligența artificială nu o face. Deci sunt absolut arii de specialitate diferite. Acum e adevărat că noi ne îndreptăm spre următorul stadiu care se numește General AI sau Integrated AI, unde toate aceste capacități individuale se integrează. Ce se mai întâmplă de asemenea este că noi, ca oameni, facem niște decizii bazate pe mai multe elemente, de pildă intuiția care este bazată pe experiența istorică personală, dar și cea socială, și întrebuințăm de asemenea decizii euristice, unde sărim niște pași și totuși ajungem la concluzia la care trebuie, pe care inteligența artificială nu o face. Într-adevăr, combinația imbatabilă este între inteligența artificială și inteligența umană, în care inteligența umană beneficiază, practic, de capacitatea, să spunem, mecanică a inteligenței artificiale de a utiliza date, dar în momentul în care rezultatele vin, și așa se și întrebuințează, inteligența artificială face un audit de 10 milioane de pagini de, să spunem, documente, dar când găsește discrepanțe, cum se întâmplă în audit, sunt puse în fața auditorului uman, care face sens, care interpretează contextual acele date. Inteligența artificială nu poate face asta. Deci, elementul de emoție, de intuiție, de experiență individuală și socială, euristica, contextualizarea și transferul de implicații și de ipoteze dintr-un domeniu în altul, sunt încă lucruri pe care inteligența artificială nu le poate face, deși, într-adevăr, se lucrează către unificarea. Rămâne de văzut cum se va rezolva problema asta, dar eu cred că trebuie să ne îndreptăm spre, cu mare încredere și optimism, spre colaborarea între inteligența artificială și tot ce este tehnologie și inteligența umană în sensul calitativ al deciziilor, al analizei și al implicațiilor. Pe lângă emoția și intuiția despre care v-a vorbit Adina, mai există o limită a aplicațiilor AI care se așează pe prejudecățile umane și care se regăsesc în seturile noastre de date actuale, pe care se construiesc algoritmii automați în AI. Să vă dau un exemplu foarte concret. Compania Amazon, de pildă, și-a abandonat un astfel de program de angajare bazat pe inteligența artificială tocmai din cauza tendinței acestuia de a angaja bărbați mai degrabă în detrimentul femeilor, pentru că nu-i așa, de decenii încoace, cam așa decidea omul. Pe lângă acest aspect, care presupune abordări noi etice, rigoare, atenție foarte mare la calitatea vieții umane, să ținem cont că toate noile tehnologii, și AI-ul nu face excepție, are în centrul său omul. Toate au în centrul lor oamenii, pentru că
Nevoia noastră de a munci mai puțin, de a avea mai mult timp liber, de a munci mai inteligent, dezvoltă, de fapt, exploziv, în sensul bun al cuvântului, noile tehnologii. Iar AI-ul începe să-și câștige locul meritat și în zona creativității. Deci să nu ne gândim cumva că doar oamenilor le este predestinat acest atu al inteligenței. Vă dau un alt exemplu concret, MuseNet. Este un soft de AI care reușește să producă compoziții muzicale care de la Beatles până la Mozart îmbină ritm, îmbină accente muzicale agreate de către populație. Și ceea ce se dovedește a fi pe baza datelor stocate, preferințele actuale de consum muzical pentru populația globului. Și da, sunt extrem de reușite. Și mari giganți tehnologici folosesc astfel de softuri de AI pentru a-și optimiza serviciile și produsele lor pe baza datelor de consum. În domeniul marketingului digital, nici nu mai poți imagina o campanie de la Unilever până la Netflix, dacă doriți, fără un soft de AI capabil să îți optimizeze deciziile de intrare pe piață. Unilever avea acel soft All Things Hair, în care un robot răspundea 24 de ore din 24, 7 zile din 7, oricărui interlocutor despre ce înseamnă produsele pentru îngrijirea părului. La fel se întâmplă însă și în educație. Watson, la Universitatea Georgia, răspundea 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la orice întrebare pusă de către un student pe mail sau telefonic. Din orice domeniu predat în cadrul universității, și nu-i așa, a fost și votat profesorul anului, pentru că studenții l-au agreat foarte tare pe Jill Watson. Și la finalul anului, când compania IBM a ieșit și a spus, perfect, ne place că îl iubiți pe Watson, el este un soft de AI. Deci trebuie să avem în vedere permanenta colaborare, despre care a punctat corect și Adina, dar mai mult decât colaborare, să învățăm despre puterea artificială. Iar ceea ce am spus în această propoziție nu este deloc ușor, nici curriculum educațional, nici cel de instruire în cadrul companiilor nu împare încă că înțelege cu adevărat rolul învățării să învățăm despre puterea artificială, cu care noi ne-am face viața mult mai agreabilă, în care am reușit să ne livrăm serviciile mult mai repede. Dar toate ne arată că suntem la începutul viitorului. Abia am făcut primii pași în AI, la fel cum exploratorii geografici acum 500 de ani descopereau mările, oceanele și continentele lumii. Deci cam acolo ne simțim acum, în pielea exploratorilor geografici de acum jumătate de mileniu. Mă gândeam la ritmul, apropo, unde suntem, la ritmul revoluțiilor industriale. Se pare că ele se întâmplă cam la 100 de ani. În momentul de față, noi avem 50 de ani în spațiu de 100 de ani, până în momentul în care vom puncta anul în care se va întâmpla a patra revoluție. Deci mai avem încă 50 de ani în față, care este un drum foarte lung, având în vedere că schimbările sunt atât de rapide și atât de extraordinare. În 50 de ani, poate și mai puțin, vom avea într-adevăr tot ce spui în toată această înțelepciune de a înțelege, de a utiliza și mai ales nu mă pot abține să nu vorbesc despre implicațiile etice și despre faptul că totuși există un monopol al tehnologiei care este în momentul de față ținut de cei 5 mari corporații, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple și Google, care într-adevăr controlează nu numai viețile noastre personale și profesionale, dar controlează guvernele, controlează etica, controlează moda, controlează cum votăm, controlează ce cumpărăm. Și povestea asta pe mine mă deranjează un pic, și nu numai pe mine. Cum ai spus, Uniunea Europeană este în vârf, are un vârf global în raport cu toată legislația pe care a dezvoltat-o, în legătură cu toate reglementările legate de tehnologie. Este cea mai modernă, cea mai stringentă și cea mai completă, deși incompletă,
cea mai completă, totuși, sistem legislativ din lume, deci un standard foarte înalt. Cum spuneai, asta este, să spunem așa, ceva ce trebuie să celebrăm în Europa, pentru că este un efort comun pe care îl facem. În sfârșit, da, viitorul este plin de posibilități și partea cea mai interesantă care mi se pare mie este această viziune a viitorului în care noi mutăm toate tehnologiile și producția și tot ce se întâmplă, să spunem, care poluează pe planete în alte zone, pe alte planete, pe Lună sau pe Marte, unde, de pildă, printarea 3D poate să utilize, ne trebuie numai un printer din asta și putem, utilizând materiale locale, să construim acolo cărămizi și case fără să mutăm niciun fel de materii prime, nici de acolo, nici de acolo. Este absolut fascinant. Dar mă opresc aici, cum spunea și Andreea, noi putem vorbi oreșiri, fiindcă suntem pasionate de subiect. Este un subiect foarte frumos, provocator și, zic eu, eficient pentru mediul de afaceri să-și canalizeze atenția către aceste subiecte. Dacă aveți plăcerea și amabilitatea, am să mai generez dezbateri pe teme legate de meserile viitorului și inteligența artificială, la care am să vă invit să participați, având în vedere experiența și pasiunea domniilor voastre pentru acest subiect. Astăzi ne oprim aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și pe cei din audiența revistei Patronatului Român vă invit să ne urmăriți în următoarea ediție Semn de Carte de Afaceri. La revedere! La revedere! La revedere!